etichetările de la prima până la ultima știre există, cum există la Jurnal TV oligarhul Vlad Plahotniuc, exact așa există la Publica și Prime, numai că etichetări acolo sunt mai multe, pentru că și personaje sunt mai multe. Există Rai de rând numărul 1 pentru Platon, mafioții Victor și Viorel Țopa, interlopii fugari și altele. Deci sunt etichetări care înlocuiesc limbajul neutru. Ele sunt repetate ostentativ de la știre la știre. Etichetările, m-am spus și cu alte ocazii, sunt folosite pentru discreditarea persoanelor și proiectarea asupra lor a unei imagini negative. În știrea de la Sputnik, bomba din carnetul lui Platon, figurează politicieni, bancheri, jurnaliști. Dincolo de faptul că are un titlu manipulator, care sugerează că există niște informații secrete referitoare la politicieni, bancheri și jurnaliști, ceea ce nu se confirmă în știri. Și în știrea a fost citat portalul Moldova 24 Info, care la rândul său citează, în ghilimele, citez, informații parvenite de la colegii din presa ucraineană și surse din rândul anchetatorilor ucraineni. Utilizarea surselor anonime este nerecomandată. Standardele jurnalistice și codul deontologic spun că sursele anonime ar fi bine să fie folosite doar atunci când divulgarea surselor implică riscuri pentru sănătatea sau pentru viața lor. Aici nu a fost cazul. Deci putem considera că astea sunt speculații, trimiterea la niște surse care nu sunt numite concret.